Victoria Colesnic vă prezintă Telejurnalul. Bună ziua și bine v-am regăsit la știrile amiezii. Iată principalele subiectele ediției. Un bărbat de 40 de ani, angajat la o școală din Taraclia, a fost condamnat la 22 de ani de închisoare pentru că a violat o fetiță de 10 ani. Creștinii ortodoxi de stil vechi îl cinstesc astăzi pe Sfântul Ierarh Nicolae. Este unul dintre cei mai mari sfinți ai Bisericii Ortodoxe, făcător de minuni, ocrotitor al copiilor și apărător al credinței ortodoxe. Atmosferă incendiară după decizia autorităților kosovare de a înființa o armată. Reprezentantul Moscovei la ONU a avertizat că formarea acestei armate crește riscul unui nou conflict armat în Balcani. Asistentul medical al unei școli sportive din Taraclia a fost condamnat la 22 de ani de închisoare. Acesta a fost acuzat că a violat de 6 ori o minoră în vârstă de 10 ani. Procurorii au demonstrat că bărbatul a abuzat sexual fetița în perioada decembrie 2017-august 2018. Acesta a profitat de neglijența mamei fetiței, care avea probleme de comportament. Inculpatul acționa acasă, unde oferea pretinse servicii de masaj copilei sau o ademenea pe malul unui lac. Fetița i-a povestit fratelui coșmarul prin care a trecut, iar acesta a alertat poliția. Inculpatul, în vârstă de 40 de ani, va achita victimei și un prejudiciu moral de 100.000 de lei. Sentința este cu drept de atac. O nouă expoziție fabricată în Moldova, la Chișinău. Târgul va avea loc în perioada 30 ianuarie-3 februarie 2019 la Moldexpo. Câți producători și-au anunțat prezența la manifestare, vă spunem imediat în Telejurnal. Exploatarea incorrectă a sobei ar putea fi cauza incendiului de ieri din satul Brătuleni, raionul Nisporeni, în care și-au pierdut viața 3 persoane. Specialiștii iau în calcul 3 ipoteze. Detalii are Liliana Pușcaș, ofițer de presă la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. După cercetarea statică și dinamică a locului de ardere, laboratorul experimental antincendiar a înaintat 3 versiuni preliminare. Prima, nerespectarea regulilor de exploatare și utilizarea sobei de încălzit, a doua, scurt circuit în rețeaua electrică, iar a treia versiune înaintată este imprudența în timpul fumatului. După ce angajații inspectoratului vor stabili toate circumstanțele, laboratorul experimental antincendiar va înainta cea mai probabilă cauză de izbucnire a incendiului din localitatea Brătuleni. O companie internațională de furnizare a gazelor naturale vrea să-și extindă afacerile în Republica Moldova. Ministrul Economiei, Kiril Gaburici, a avut o întrevedere cu reprezentanții firme care extrage și comercializează petrol și gaze, surse de energie inovatoare și soluții petrochimice de înaltă calitate. Acum este analizată posibilitatea de a deschide furnizori locali. Totodată, antreprenorul ar putea presta consumatorilor și servicii de instalare a buteliilor de gaz, verificând astfel și starea tehnică a acestora. Compania este una dintre cele mai mari din Austria. O nouă expoziție fabricată în Moldova, la Chișinău. Târgul va avea loc în perioada 30 ianuarie-3 februarie 2019 la Moldexpo. La expoziție și-au anunțat deja prezența peste 400 de producători autohtoni. Sloganul celei de 18 expoziții fabricate în Moldova este acasă, autentic, autohton. La eveniment sunt așteptate peste 400 de companii din Republica Moldova. În premieră vor participa și companii agroalimentare din regiunea transnistreană. Agenții economici din regiunea transnistreană vor fi în total 8 companii și vor avea circa 100 de metri pătrați în cadrul acestei expoziții. La fel, o premieră este participarea cu stand comun a companiilor care fac parte din camera mixtă creată de Camera de Comerț în Republicii Moldova, Moldova-China. Producătorii locali spun că datorită expozițiilor fabricate în Moldova, organizate la Chișinău, dar mai ales în străinătate, produsele noastre devin tot mai cunoscute pe piața externă. Din an în an se vede că consumatorii țin minte, vin, vizitează, ba chiar putem să ne lăudăm și cu câteva contacte care de care am avut parte la aceste târguri și care și în ziua de astăzi activăm și mai mult ca atât este promovat produsul nostru, este foarte bine primit de consumator. Fabricat în Moldova peste hotare, deosebire în România, este o platformă foarte bună, ne-a ajutat ca să
intrăm în contact direct cu consumatorii noștri, ne-a încurajat și ne-a dat speranța că publicul de acolo, din România, acceptă, susține și le plac produsele moldovenești. În anul 2019, expoziția Fabricat în Moldova va fi organizată în România, la Brașov, Cluj și Oradea, dar și în Germania, la Frankfurt. Mai mulți enoriași, dar și preotul unei biserici din localitatea Cite, Italia, au ajuns la spital după slujba de duminică. Toți erau într-o stare de confuzie. Curios e că rezultatul examenelor medicale a demonstrat că preotul și enoriașii erau drogați fără să știe. Cum au ajuns în această stare, vă spunem mai târziu în telejurnal. A fost publicată harta oficială a circumscripțiilor uninominale creată pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. Cetățenii care vor să știe care circumscripții sunt arodați trebuie să consulte pagina web votează.md. Tot acolo vor găsi numărul și adresa secției de votare unde urmează să-și exprime opțiunea. Potrivit deciziei guvernului, la alegerile parlamentare din 24 februarie, cetățenii își vor exercita dreptul la vot în 51 de circumscripții uninominale. 48 sunt pe teritoriul Republicii Moldova și 3 în afara țării. Astfel, municipiul Chișinău a fost împărțit în 11 circumscripții. Municipiul Bălți și Unitatea Administrativ-Teritorială Găgăuzia au fost împărțite în câte 2 circumscripții. Pentru regiunea transnistreană au fost stabilite alte 2 circumscripții. Comisia Electorală Centrală atenționează cetățenii că trebuie să se informeze în prealabil cărei circumscripții aparțin. Cetățeanul poate să documenteze fie hotărârea guvernului, fie accesând pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale, inclusiv pagina noastră de informare și educare civică votează MD. Și în funcție de localitatea identificată, va vedea în care circumscripție este arondat, pentru că este important. În funcție de circumscripția uninominală este și lista candidaților per această circumscripție. Concomitent cu alegerile parlamentare, la 24 februarie va avea loc și referendumul consultativ. La urne, cetățenii vor fi întrebați dacă sunt de acord cu reducerea numărului de deputați în Parlamentul țării și cu posibilitatea retragerii mandatelor pentru aleșii care nu își onorează obligațiile. Sunt stabilite 2 întrebări pentru consultarea cu cetățenii, respectiv pentru fiecare întrebare este un buletin de vot, pentru că anume așa prevede codul electoral. Pentru organizarea referendumului consultativ din bugetul de stat urmează să fie alocate în plus față de bugetul alegerilor parlamentare încă 10 milioane de lei. Au reușit să aducă schimbarea în localitățile pe care le administrează și au devenit exemplu și pentru alte comunități. Cele mai bune proiecte implementate de autoritățile locale din Republica Moldova au fost premiate în cadrul Galei Bunelor Practici 2018. Cei mai buni dintre cei buni s-au ales cu trofee și diplome. Doamna șef adjunct al Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova. Astăzi, tineri consilieri, mâine lider ai schimbării. Este unul dintre proiectele de succes ale localității Budești, care în acest an s-a ales cu premiul întâi pentru o guvernare transparentă. 20 de tineri din localitate au lucrat cot la cot cu primarul și chiar au mers la Bruxelles pentru un schimb de experiență. Am pus accentul pe tineri care să cunoască ce înseamnă administrație publică locală, ce înseamnă importanța implicării în procedura de luare a deciziilor pentru a asigura bună guvernare. Un exemplu de bune practici a devenit și orașul Călăraș, care s-a ales cu 3 premii pentru Festivalul Viorii, renovarea Muzeului de Istorie și Etnografie și locul întâi pentru cea mai ecoeficientă grădiniță. Peste 100 de copii frecventează în ziua de astăzi grădinița, condițiile nu-i bune, dar foarte bune, temperatura permanentă și ziua și iarna, copiii sunt foarte bine și adevărat este ceva foarte interesant, numai pentru Călăraș, pentru Moldova întreagă și în regiune. În acest an au fost premiate cele mai bune practici implementate de autoritățile locale în perioada anilor 2016-2017. A fost un program dinamic, cu multe bune practici inovative și originale, astfel că am avut bune practici din toată Republica Moldova și am acumulat 61 de bune practici din 37 de autorități publice locale. Am observat că an de an comunitatea se implică tot mai mult la dezvoltare locală, mai ales că o parte din băștinași pot să contribuie și ei la dezvoltarea comunității.
Programul este implementat de IDIS Viitorul cu sprijinul financiar al Consiliului Europei. Am învățat să descoperim adevărat lideri la nivel local, am învățat să descoperim comunități inovatoare, comunitățile care încercau și reușeau să găsească soluții la nivel local. Soluții care, până la urmă, puteau fi preluate de către alte comunități. And I'm very happy that the Council of Europe is able to contribute to this exercise, which aims to identify, appreciate, promote and disseminate best practices among local authorities from Moldova in order to improve efficiency of local governance. În premieră la ediția din acest an au fost premiați și partenerii de dezvoltare care au contribuit la implementarea bunelor practici în localitățile din Republica Moldova. Creștinii ortodoxi de stil vechi îl cinstesc astăzi pe Sfântul Erarh Nicolae, cunoscut de cei mici drept Moș Nicolae. Este unul dintre cei mai mari sfinți ai Bisericii Ortodoxe, făcător de minuni, ocrotitor al copiilor și apărător al credinței ortodoxe. Rămas orfan, Sfântul Nicolae și-a împărțit averea moștenită fără să păstreze nimic și a ales să-și dedice viața slujirii Domnului. Oamenii l-au considerat sfânt chiar din timpul vieții. Două dintre minunile sale au marcat profund conștiința creștinilor și stau la baza convingerii că Moș Nicolae aduce daruri. În această zi, Enoria și merg la biserică pentru a asista la slujba religioasă, pentru a da de pomană și a se ruga. În mai multe localități din Republica Moldova se sărbătorește hramul. De asemenea, peste 90.000 de persoane care poartă numele Nicolae, Nicu, Nicoleta, își serbează onomastica. Tămâiați cu marihuana. Mai mulți enoreași, dar și preotul unei biserici dintr-o localitate din Italia au ajuns la spital după slujba de duminică. Toți erau într-o stare de confuzie. Curios este că rezultatul examenelor medicale a demonstrat că și popa și enoreașii erau drogați fără să știe. Potrivit presei italiene, câțiva tineri ar fi înlocuit în glumă tămâia cu marihuana înainte de slujbă. Atunci când preotul a aprins substanța, biserica s-a umplut de fum și toți cei prezenți, în loc de binecuvântare, s-au ales cu o stare de euforie. A spus arhiepiscopul credincioșilor. Rugbiștii de la Northampton Saints au pus mâna pe Lopez și au dezăpezit pista aeroportului din Timișoara ca să poată pleca spre casă. Sportivii veniseră în România să joace un meci oficial în Challenge Cup cu Timișoara Saracens. Ghinion însă, meciul nu s-a putut juca din cauza zăpezii care a făcut ca terenul să devină impracticabil. Pentru că nu a putut asigura desfășurarea jocului, clubul timișorean a pierdut meciul la masa verde. Când se părăsească Timișoara, englezii au avut parte de o altă surpriză. Pista aeroportului era la fel ca terenul de joc, plină de zăpade. Neavând încotro, rugbiștii englezi și-au suflecat mânicile și-au dezăpezit pista alături de angajații aeroportului timișorean. Aceste imagini în care rugbiștii englezi participă la dezăpezire au fost postate pe contul de Twitter de arbitrul meciului, irlandeza Joy Neville, cea care a anulat partida. Vreme rea în vestul României, aeroportul din Timișoara și sute de mii de case din Banat nu au avut curent electric. În județul Timiș, peste 20 de unități de învățământ vor rămâne închise și astăzi din cauza că nu au lumină și nici căldură. Copacii au fost rupți sub greutatea zăpezii și au căzut peste liniile de înaltă și medie tensiune. Rezultatul? Cabluri rupte, stâlpi de electricitate căzuți, izolatori sparți și conductoare contorsionate. Toate acestea au produs defecțiuni în rețelele electrice din vestul țării și au lăsat sute de mii de oameni fără curent, căldură și apă. Zeci de localități din Timiș, printre care orașele Lugoj, Făget și Buziaș au fost afectate. La Lugoj, oamenii au stat aproape două zile în beznă, în frig și fără apă. Benzinările nu au funcționat și multe magazine au fost închise, iar cele deschise au vândut doar apă și pâine, care s-au epuizat foarte repede. Inspectoratul pentru situații de urgență a pus la dispoziție generatoare de mare capacitate. Echipele furnizorului de electricitate sunt pe teren și intervin, însă acțiunea lor este îngreunată din cauza nămeților. Tot în vestul țării, din cauza ninsorilor abundente, au fost blocate zilele trecute trenuri, care au înregistrat întârzieri mari. A fost dat peste cap și traficul aerian pe aeroportul din Timișoara. Cursele au fost suspendate, iar sute de pasageri au fost blocați în aerogară. ISU Timiș a avut sute de intervenții pentru degajarea unor copaci căzuți. Vremea rea a cauzat un val de accidente rutiere în care mai multe persoane au fost rănite, iar una și-a pierdut viața. Ninge de câteva zile la Cluj, unde s-a adunat atâta zăpadă încât în unele zone din oraș copacii s-au rupt sub greutatea nămeților. Pompierii împreună cu angajații de la primărie au fost solicitați să intervină în zeci de cazuri pentru a degaja copacii căzuți. Oamenii spun că arborii bătrâni puteau fi îndepărtați încă din vară pentru a evita astfel de situații. Un copac s-a prăbușit peste două mașini parcate, dar nimeni nu a fost rănit.
Drujbele s-au auzit în mai multe cartiere din Cluj. Zăpada din ultimele zile a pus la pământ mai mulți copaci. Ați avut multe solicitări astăzi. Am avut, șefule, am avut. Tot așa, am ținut de dimineață? Da, la ora 7. Din cauza căderii arborilor, nici firele electrice nu au rezistat. Oamenii spun că arborii sunt bătrâni și le este teamă că vor mai cădea și alții. De mult trebuia să-i curețe, așa, să-i taie, dar nu s-o ocupa nimeni. E pericol, nu? Când știți de când eram eu tiner, copil, tot de atunci. Nu ne mai tăia nimeni, să rupe gardul de la rădăcină. Un copac s-a prăbușit peste două mașini. Inspectoratul pentru situații de urgență a avut peste 30 de solicitări în primele ore ale dimineții. Referitor la căderi de copaci, căderi de crengi pe partea carosabilă și pe partea pietonală, au fost unele cazuri în care crengi au căzut peste autoturisme, dar într-adevăr am fost solicitați de mai multe ori în ultimele 24 de ore pentru a interveni în astfel de cazuri. Zăpada abundentă care s-a șternut pe trotuare a fost mai mult bătătorită decât curățată. Pe foarte multe străzi din oraș, proprietarii locuinților au ignorat avertismentele oamenilor legii. Foarte mulți clujeni nu au ieșit să-și curețe zăpada din fața porților, iar asta va însemna amenzi usturătoare din partea polițiștilor locali. Meteorologii spun că va ninge slab și astăzi. Autoritățile fac apel la oameni ca, în cazul în care apar probleme la rețeaua de electricitate sau se sesizează căderi de arbori, să arunce imediat la numărul de urgență 112. Astăzi în România se dă startul programului Rabla pentru electrocasnice. Cumpărătorii care aleg un frigider, o mașină de spălat sau un aparat de aer condiționat care consumă mai puțin pot beneficia de o reducere între 2 și 400 de lei, dacă aduc la schimb și un aparat vechi. Sunt și alte condiții pentru cei care vor să intre în program. Ministerul Mediului pune la bătaie 20 de milioane de lei, echivalentul la 60.000 de vouchere. Cei interesați să-și cumpere un frigider nou sau un aparat de aer condiționat ori o mașină de spălat vor primi prin programul Rabla pentru electrocasnice o reducere între 200 și 400 de lei, în funcție de clasa energetică a noului produs. Cine vrea să intre în program trebuie să se înscrie pe site-ul administrației Fondului de Mediu cu datele de identificare și o declarație pe proprie răspundere, că nu are datorii la stat. Prin sondaj aceste declarații vor fi verificate, iar cei prinși cu minciuna vor fi executați. Nu poți aloca o sumă de la bugetul de stat persoanelor care au datorii la stat. Din momentul în care finanțarea este aprobată, oamenii au la dispoziție 15 zile ca să cumpere ceva nou. Altfel, voucherul este radiat. Își alege produsul, prăltește cu acei 300 de lei reducere față de prețul afișat, noi îi livrăm apoi produsul gratuit acasă și tot gratuit îi luăm produsul uzat. Lista magazinelor care au intrat în acest program este pe site-ul Fondului de Mediu. După epuizarea fondurilor, ministerul promite o realimentare a programului, la fel ca în cazul programului Rabla pentru mașini. Acest program, Rabla electrocasnice, va continua și după data de 1 ianuarie. Estimăm ca peste 3.000 de tone de echipamente să fie până la sfârșitul anului colectate și prin acest program. Comisia Europeană ne-a impus o țintă de colectare a deșeurilor electrocasnice de 45%. Atmosfera incendiară în inima Europei după decizia autorităților kosovare de a înființa o armată. Declarațiile beligerante dintre Priștina și Belgrad s-au mutat în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Serbia a solicitat această reuniune de urgență cu sprijinul Rusiei. De altfel, reprezentantul Moscovei la ONU a avertizat că formarea acestei armate crește riscul unui nou conflict armat în Balcani. Încă de la sfârșitul săptămânii, autoritățile sârbe au evocat o posibilă intervenție militară în Kosovo. NATO a îndemnat ambele părți să dea dovadă de reținere. Cinci polițiști din Frankfurt sunt anchetați pentru apartenență la o grupare de extremă dreaptă. Ofițerii au creat un grup pe aplicația WhatsApp, unde împărtășeau imagini cu svastică și poze cu Hitler. Au fost descoperiți după ce au amenințat cu moarte o avocată. Seda Basay Yıldız este avocată de origine turcă și care a apărat mai multe persoane acuzate de terorism. Într-o zi a primit un fax în care era amenințată cu moartea fetița de 2 ani și în care apărea chiar numele copilului și adresa avocatei. Datele personale au fost luate dintr-un calculator al poliției. Așa s-a ajuns la 5 ofițeri, 4 bărbați și o femeie, care pe WhatsApp își exprimau liber convingerile neonaziste și își transmiteau imagini interzise în Germania, cum este svastica.
Dass jetzt der Verdacht im Raum steht, dass von einem Polizeicomputer aus die Meldedaten einer Person abgerufen wurden, um eine Morddrohung zu verschicken im Namen eines NSU 2.0. Dieser Verdacht ist natürlich wirklich ungeheuerlich. Ich will nicht ausschließen, dass es auch bei der Polizei schwarze Schafe in die eine als auch in die andere Richtung gibt. Allerdings ist das Gros der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten fest mit dem Grundgesetz verwurzelt und auf keinen Fall extremistisch eingestellt. Cei 5 polițiști au fost suspendați din funcție pe durata anchetei. Oficialii din Frankfurt spun că investigația ar putea scoate la iveală faptul că presupusa rețea de neonaziști din poliție este mai mare decât ce se știe în prezent. Marea Britanie se pregătește să iasă din Uniunea Europeană fără niciun acord, în condițiile în care soarta înțelegerii negociate de Theresa May este incertă. În acest scenariu sumbru, guvernul a aprobat un fond de 2 miliarde de lire sterline destinat susținerii agențiilor guvernamentale. În plus, Marea Britanie va mobiliza 3500 de militari gata de acțiune dacă ieșirea din Uniunea Europeană fără un acord va genera o criză. Acordul negociat de Theresa May nu a primit încă votul Parlamentului și de la o zi la alta scad șansele ca acesta să fie aprobat în Camera Comunelor. Un sondaj de opinie publicat ieri arată că majoritatea britanicilor sunt pentru rămânerea în Uniune și pentru organizarea unui nou referendum. Mai multe scrisori pentru Moș Crăciun, scrise în urmă cu 106 ani, au fost găsite abia acum după o renovare a Centrului Memorial Beverly din statul american West Virginia. Epistolele scrise de niște copii în 1912 și 1913 au fost găsite în spatele unui șemineu. Paige Woodward avea 8 ani în 1912 când îi scria lui Moș Crăciun să aducă mai întâi daruri pentru fratele, surorile și părinții săi și apoi și pentru ea. Pe listă erau o pușcă cu aer comprimat, un pulover, o pereche de șosete, o carte pentru mama, o pălărie pentru tata și pentru surioara cea mică, o păpușă și multe dulciuri. Scrisorile vor fi expuse până la sfârșitul anului. Surpriză pentru fanii legendarului Beatles, Paul McCartney. La un concert al starului britanic au urcat pe scenă încă două legende ale rockului mondial. Ringo Starr, fostul baterist al Beatleselor, și Ronnie Wood, chitaristul trupei Rolling Stones. Ce a ieșit nu mai era nevoie de niciun comentariu. Spectacolele pentru copii le cultivă celor mici gustul pentru frumos, îi învață ce e bine și ce e rău, le oferă modele și contribuie la dezvoltarea lor intelectuală. Care este rolul educativ al artei teatrale pentru copii și ce spectacole vor fi prezentate de sărbători, discutăm astăzi la Obiectiv Comun. Cu tremur în fotbalul britanic, Jose Mourinho a fost demis de conducerea echipei Manchester United. Eșecul din derbiul cu Liverpool, scor 1-3, a fost fatal pentru antrenorul portughez, iar oficialii de la United au luat decizia de a-l da afară. În acest an, cu Jose Mourinho pe bancă, gruparea de pe Old Trafford a avut prestații slabe și se află doar pe locul 6 în Premier League, la 11 puncte în spatele locului 4, ultimul care duce în Liga Campionilor, și la 19 puncte în spatele liderului Liverpool. Mourinho a venit pe banca Diavolilor Roșii în vara anului 2016 și în primul sezon a cucerit Liga Europei, Cupa Ligii și Supercupa Angliei, însă nu a mai câștigat nimic sezonul trecut. Atât pentru această oră. Cu mai multe informații vă așteptăm la telejurnalul ore 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Să aveți o zi așa cum vă doriți. La revedere!